Zeci de ieșeni sună la telefonul redacției în timpul emisiunii în audiență pentru a vorbi cu primarul Mihai Chirica și pentru a-i semnala diverse aspecte legate de viața tumultoasă a Iașului. Unul dintre telespectatori a vrut să afle de la primarul Mihai Chirica modul în care poate fi despăgubit pentru o avarie produsă la mașina personală pe un drum public. Edilul a răspuns că unele lucrări sunt făcute de către firme private. Tot merg în instanță. În noiembrie iarăși am sesizat cu aceeași problemă, poliția locală nu știe nimic. Dar ce aveți în vedere? Ce să sesizați la noi? V-ați avariat mașina bănuic într-o groapă, canal, șanț, stâlp, copac, bordură? Nu, într-o bordură care a fost pusă să acopere un canal. Bănuic a fost pusă, ori de noi, ori de un binevoitor. De regulă, dar noi apelăm la... siguranța cetățeanului, domnule primar. E de acord cu noastră, dar... nu avem cum să ne autopronunțăm. Toate chestiunile acestea se rezolvă ori prin casa de asigurare a noastră, de regulă asiguratorul, așa funcționează asigurările într-o țară în care asigurările funcționează, asiguratorul despăgubește pe cel asigurat și încearcă recuperarea despăgubirii de la cel care crede el că se simte sau este vinovat față de ceea ce s-a întâmplat. Un alt ieșan a reclamat faptul că stă prea mult în stația de autobuz sau în cea de tramvai. Se poate face ceva cu timpul de așteptare în stațiile de mijloace de transport, pentru că se așteaptă chiar și 45, chiar și 50 de minute în stație de autobuz. E, nu știu dacă 50 de minute, cu siguranță. Ba da, domnul primar, eu vă spun sincer. Eu vă cred pe cuvânt, dacă a stat 50 de minute într-o stație de autobuz, ori aveați de făcut vreo 10 km de la o destinație la alta. Eu nu stau niciodată mai mult de 10 minute. Panourile de afișaj apare 50, chiar 60 de minute și noi călătorii suntem foarte revoltați că se stă foarte mult de timpul de așteptare în stație. Bine, mulțumim foarte mult. Pe care traseu? Nu pe care, oricare traseu. Dați-mi un nume de traseu. Cel din Podul Roș, Copou și Gară. Număr autobuz sau tramvai? Indiferent, dacă v-am zis Podul Roșu, tramvaiul nou, autobuzul 41, 44 și 28 și 47. Bine, mulțumim mult să trăiți, cu respect. Tramvaiul nou, vreau să vă spun că și la orele de vârf de dimineață, de la capăt Cug, deci de la Rond și până în Piața Unirii, face 17 minute și e verificabil în fiecare dimineață, pentru că îl folosesc eu sau copiii mei, funcție de cum ne programăm. O altă problemă a fost ridicată de către conducătorii auto din cartierele Alexandru cel Bun și Dacia. Stau pe stradă Segetuza în zona Zimbru și în fiecare dimineață, 6:30, 7, când trebuie să plecăm la servici, zona este foarte aglomerată, ne întâlnim cu acele mașini de școală care parcă s-au înmulțit pe 10 trece. Există o reglementare la nivel local, prin care școlile de șoferi pot ieși la stradă cu elevii lor doar în anumite repere orare. Deci nu au ce căuta la ore de vârf și acolo scrie. Până la ora 9 dimineața nu poți ieși, la ora de vârf între, cred că, 16:30, 18:30, dacă rețin-o foarte bine, iarăși nu poți ieși pe străzi și e dată și lista, acolo am lăsat-o cu străzi de categoria 1 și 2. Adică să nu poți intra pe bulevarde cu 3 benzi sau cu 2 benzi. Dar trebuia făcut un studiu de piață, văzut dimineața cât e de aglomerat, că și tu poate sunt dar zone... Nu, dar există reglementarea și cu aplicare de sancțiuni. Acum vorbesc așa, bat șaua. Și rog colegii de la poliția locală să înțeleagă că trebuie să ne reîntoarcem în discuția cu cei care sunt instructori la școlile de șoferi. Emisiunea În Audiență are loc în fiecare miercuri cu începere de la ora 17.